Ce face Armarco prin această licitație, cred că este, până la urmă, o consacrare. În 25 mai, anul curent, din nou Artmark ne invită la licitația unei colecții extraordinare, o colecție care este pe atât de incitantă, pe atât de scandaloasă până la urmă, iată alăturarea a artei europene flamande cu icoane maramureșene. Iată, avem alăturarea tradiției cu arta consacrată, avem alăturarea meșterilor anonimi, avem alăturarea iconarilor, a țăranilor, cu artiști și centre de artă din Europa. Așadar, iată, avem tradiție, avem erudiție și partea de aristocrație. Așadar, iată o paletă extraordinară pe care Armarco ne oferă nouă de data aceasta. Arta țărănească, icoanele maramureșene și respectiv transilvanene sunt ridicate până la urmă la ceea ce de mult ar fi trebuit în România, să ridicăm arta icoanelor transilvanene la arta generală, să o includem în arta europeană. Armarco ne invită prin această licitație la cunoașterea unor documente inedite, piese de valoare, piese de tezaur până la urmă, nu doar importante ca și manieră artistică, grafică, însă importante și ca manieră istorică, arheologică, să spunem până la urmă, deci documentară, cât și a colecționarului de la care provin. Așadar, iată, avem trei mari argumente pentru a colecționa și pentru a achiziționa aceste lucrări. Francesco Piranesi este unul dintre cei mai importanți gravori pe care, până în momentul de față, lumea a dat-o nouă celor mulți. Armarco ne invită astăzi să vedem două universuri pe care artistul le-a gravat. Unul bimilenar, până la urmă Napoli, și unul de câteva secole, Teatrul din Roma. Două universuri pe care artistul le-a cunoscut și pe care, iată, ni-l dăruiește nouă celor de astăzi. De data aceasta, Armarco ne invită să cunoaștem și să achiziționăm două mari valori pe care Francesco Piranesi ne le-a lăsat nouă. Și ne bucură faptul că aceste două lucrări au avut ca și colecționar pe un reputat colecționar rus, însă, pe lângă acest colecționar rus, ele au fost în posesia unuia dintre cei mai importanți diplomați pe care România i-a avut, Stoica. Ele au o valoare documentară extraordinară. El a fost cel care a mers în cadrul acestor ruine, de pildă. Toată lumea a auzit de orașul Cenușii până la urmă, așadar, el a fost acolo, a văzut lucrurile acestea și, mai mult decât atât, ceea ce a văzut în anii, la începutul anilor 1800, le-a pus pe plăci și le-a gravat și apoi le-a pus pe hârtie. Lucrările lui Francesco Piranesi au dimensiuni extraordinare și au o manieră de execuție foarte riguroasă. Pe lângă partea artistică, au o valoare documentară extraordinară pentru că vorbesc de două importante vestigii până la urmă. Cred că italienii și Italia este invidioasă asupra faptului că, iată, în luna mai, Armarco scoate două loturi importante semnate de cel mai important gravor pe care italienii l-au avut, Francesco Piranesi, și care, iată, pun în valoare două din importantele monumente și vestigii, situri arheologice pe care Italia le are. Cred că aceste două loturi pot să fie achiziționate până la urmă de la simpli colecționari de grafică, la mari colecționari de artă europeană, la instituții culturale, la servicii diplomatice, instituții diplomatice, la instituții de stat până la urmă, pentru că aceste două piese, așa cum spuneau, au o valoare extraordinară, atât artistică cât și documentară, istorică, iar valoarea lor nu se pierde. Și de acum valoarea tot crește. Atât Muzeul Național de Artă al României, cât și Muzeul Național Bruckenthal deține în colecția de stampe lucrări semnate de Francesco Piranesi. Însă, iată, trebuie să fim bucuroși că patrimoniul cultural al României se îmbogățește prin încă două lucrări semnate de Piranesi. Pentru noi specialiști în artă, lucrul acesta trebuie să ne bucure. Dacă ar fi să ne uităm puțin peste graniță, să vedem aceste lucrări la ce preț
se vinde, cred că este o oportunitate extraordinară pe care, iată, Artmark o realizează acum în luna mai cu aceste două loturi, pentru că prețul de achiziție, prețul de pornire la licitație este un preț extraordinar de bun. Dacă ar fi, așa cum spuneam, să ne uităm la case de licitații din lumea întreagă, Francesco Piranesi este un artist foarte căutat și foarte scump. Cred că, așa cum spuneam, este ofertantă această licitație, nu doar pentru lucrările lui Piranesi, cât și pentru întreaga colecție eclectică, așa cum spuneam. Nu pot decât să felicit Artmark pentru această licitație extraordinară, că iată, ne oferă din nou posibilitatea să arătăm faptul că noi românii am fost și suntem și vom fi europeni din totdeauna, iar arta românească nu este cu nimic mai prejos decât mare artă europeană, în care cu siguranță se include și arta românească.